Până dimineața! Dimineața? E dimineața când ne-am trezit noi, dar e seară. E seară, dacă ne-am trezit, acum ne-am trezit noi, că ne-am pus târziu la somn. Bine ați venit la un nou vlog, sunt Adriana Oltean și plecăm în cursă! A trecut ceva timp de când am mai făcut vlog, așa că hai să mergem, încărcăm de aici din apropiere la vreo 15 km. Și descărcăm la Barcelona, lângă Barcelona, la Lidl. Am aici, am aici în plăsu că mi-am pus hainuțele, nu mi le-am mai pus în centuță sau ceva, că e aici aproape și camionul și n-are rost. Vai, ce grea e asta! Hai că și am de căra numai tu. Nu știu, bolovania mă ia. Oh my god, ce fain miroase. Ce fain miroase la mine în camion. Hai să mergem să închidem ușa de la semiremorcă. Oare unde am eu mănușile? Nu cred că ai în ușa. Da, unde eu? Acolo undeva, da. Hai, vezi tu. Asta e ce avem aici. Nici eu nu știu. Nici n-ajung să mă uit. A, uite chiar aici, asta margine. Uite. A, mulțumesc. Cu plăcere. Vezi ce avantaje să fii mai înalt? Dacă nu ai mai crescut, cine devine? Uite-mă la el. Închidem ușile de la semiremorcă, că trebuie să pornim și frigorificul pentru că nu l-am mai pornit de vreo săptămână și ceva. Și să vedem dacă mai pornește, pentru că o să ducem salată. Salată. Am lăsat o ușă de la semiremorcă să se aerisească. Pasă, gata. Dacă ducem fructe, e ok. Trebuie să fie, să miroase bine, să fie așa fresh totul. Hai să dăm drumul la fric și să ne pregătim de plecare, da? Dacă mai pornești, nu știu, dacă nu trebuie să dăm curent. Dacă mai pornești, da. Treaba ta. Te-ai urcat acolo sus, nu? Da. La înălțime. Ui, ce avem pe aici? Butoane. Pe cât să punem? 4 grade. Va porni sau nu va porni? Nu știu. Mamă, ce vibrează! Prima dată puțină motorină și acum îi dăm iar. Deci n-a pornit. N-a pornit din prima. Hai să vedem. Am slăbit bateria. Mamă. Dar trebuie să-i luăm altă baterie, nu? Da. Hai de mine. Nu știu ce m-a apucat cu tusa. A doua încercare. Deci din prima n-a pornit. Băi, dar ce trepidează aici de mai să sară. Da, perfect.
aici aproape, dar nu ne duce bine. Zice că-ți dau 6 de kilometri, dar sunt doar 18 km. Da? Da, nu vrea să ne ducă, zice că interzis camioanele pe acolo. N-am las că merge. Da, telefonul ne duce. Merge cu telefonul. Da, e aproape aici, dau o localități mai încolo. Perfect, sper să fie gata marfa, că așa au zis că este gata. Și să-i dăm bice să merge la descărcare. Da. Să-mi caut și aparatul, iubi, pentru că nu știu să vorbesc cu ăștia. Da, deci vreau să vă zic că iubi nu știe să vorbească spaniolă. Și nici alte limbi. Și nici alte limbi, așa că ce credeți? Da, știu puțin germană. I-am comandat un aparat de tradus ca să se poată descurca, că n-am ce să fac cu el, Am fost și în Italia, nu m-am putut înțelege cu ei, în Franța. Da, am zis bine, uite, îți caut un aparat, deci e un dispozitiv ăsta de traducere. Se numește Vasco Translator V4. E foarte ușor de folosit, doar îl scoți din cutie, îl pornești, nu trebuie configurat absolut nimic pe el, are limba română, are tot, deci te descurci foarte ușor cu el. Are internet gratuit pe viață, deci internet gratuit pe viață plus cartelă SIM inclusă în el. Deci nu mai ai treabă cu el, nu ai nevoie de alt telefon mobil ca să poți să-i dai Wi-Fi sau ceva, nu e nevoie de nimic, doar cu ăsta te descurci. Deci s-a pornit și ia uitați, e și ușor de folosit, poți să traduci un text. Deci tu scrii textul și îți traduce, poți să traduci o poză, faci poză la ceva și îți traduce la un meniu, la un ziar, la orice, sau conversație prin vocal. Zici vocal și îți traduce tot vocal. Deci funcționează în aproape 200 de țări și sunt acceptate peste 70 de limbi. Dacă nici cu ăsta nu te descurci, iubi, textul care îl traduce e pronunțat și cu voce tare. Wow, ce bine! Deci îmi place. Și ține încărcat peste 5 zile. Oh, e bine. După ce e încărcat complet. Hai să iau și folia în jos. Hai să vedem. Hola, ¿qué tal? Salut, cum stau lucrurile? Păi cum să stea? Bine. Hai să mai traducem ceva. Nos vamos de viaje? Plecăm într-o excursie. Da, excursie. Cred că mai bine plecăm în cursă. Așa, hai să vedem aici ce mai are. Deci, fiți atent aici. Are, mamă, are și husă, iubi, fii atent. Da? Deci, dacă îl scap jos, să nu îl sparg. Perfect. Deci, uite, e ca un telefon, îl băgăm aici frumos în husă. Că tu, cine știe ce faci cu el? Deci, de acum, iubi, gata, poți să traduci liniștit. Ui, ce tare, ui. Super. Poți să faci poză la orice. Ce mai are acolo? Are încărcător? Încărcătorul. Și asta e depus la el. Da, ca să nu-l scapă jos. Îl ții de ață, știi? Da. Da, e super, îmi place. Super tare, deci cu ăsta te duci de acum la... Să nu te mai aud, vai, că nu știu, că nu știu vorbi. Că nu înțeleg ce zice, da. Da. Deci gata, l-am rezolvat pe iubi. Deci dacă... Și îs pe 5 culori, parcă. 5 culori, cred că are. Este albastru. Este albastru. Deci dacă vreți și voi să vă comandați, vă las link-ul în descrierea YouTube-ului meu, în descrierea videoclipului, vă las link-ul acolo și aveți și reducere dacă folosiți codul OLTEAN5. Mi-am făcut cod de reducere și puteți să-l folosiți și voi ca să aveți 5% reducere la aceste aparate. Hai că am dat aici să schimb și carturile și să pornim la drum. Merge rapid, e târziu. Merge rapid, da. Ne pregătim de plecare. Ui. Aici ieșim stânga. Mergem primul. Noi mergem, oare să ieșim stânga? Da, o iei tare, e dreapta aici și... Nu are poartă. E luăm colțul la casă. Păi serios. Bine, păi mergem. O să încărcate, i-am dat deschidere, le-am schimbat de cardul meu primul. Da, eu primul. Ne ajută să ne meargă bine. Aparat de tradus avem. Hai să vedem aici. Hai că vine mașina.
că nu e la poartă, nu? Nu, e la. Hai că treci pe fața casei. Casei. Da? Treci pe fața casei. De aici, pa, căsuță! Pa, căsuță, pa! Ne vedem peste câteva zile. Dar nu ai ce face, pentru că dacă aici... Da, unde scria că interzis? Da, înainte. Chiar înainte scria.
De aia și GPS-ul nu, nu vrea să ne ducă pe aici. Dacă ai încărcare sau descărcare? E, da, dacă ai încărcare sau descărcare, e permis, dar de transit, cred că. E plin de firme pe aici. Da, 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 da. Aici sunt firmele. Sau poate înainte era interzis, nu? Păi nu știu. Păi ne scrie pe GPS că e interzis. Da, peste trei plăci și toate. De asta că nu vreau să ne ducă nici cum GPS. Un kilometru de 100, uite, am fost pe telefon. Oh. Mai avem un kilometru de 100 și ajungem. Se aude tare. E pus pe 4 grade. Cred că ce răcoare e înăuntru. E pus pe 4 grade și cum înăuntru erau 29 de grade. Așa mi-a arătat că erau 29 de grade înăuntru. Acum are ce să bagi un pic de sărăcească. Da. Da, am mai încărcat înainte. Am mai încărcat, da. Mai de mult. Da, mai de mult. Avem o singură încărcare, încărcăm rapid, rachetă. Uite acolo, prima flor. Scrie mare. Aia e firma? Prima flor. Care? Prima flor, scrie acolo mare. Uite acum. Cum a venit toți. Acum aici. Am aici printre magazine, printre... Da, sală de jocuri, farmacie. Aoleu. E localitate, nu avem ce face. Blocuri aici. Da, în 500 de metri zice că ajungem la destinație. Băi, de ce depășești limita de viteză? Mergi cu 35, de ce aia mergi așa tare? Și tot am depășit. Da. Nu mai știu exact cum e la firma asta. Am fost, dar de mult am încărcat. Păi am fost odată cu Cabrera și am ajuns noaptea mai târziu, așa că aveam multe încărcări. Și mai știi că era închis și a trebuit să stăm până dimineață? Oare? Da, 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 da. A fost închis pe când am ajuns. Se poate. Și a trebuit să stăm până dimineață. Da, oricum e de mult, pentru că nu mai țin minte. Eu știu. E mai de mult, da. O să vedem unde e. Uite, aici e prima floză. Să vedem pe unde e intrarea. Ia aici, în dreapta. A, uite Cabrera. Ai zis de Cabrera și uite Cabrera cum mai iasă de la încărcare. Da, 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 da. Dar puteți de aici. Cred că aici e, nu știu, sau? A, nu, că aici e de mașini mici. Da, intra, da. Pe acolo, pe unde iese. Da. Uite, mă, colegul de Cabriera, mă. Da. Hai să vedem. De care-i treaba chiar aici? Ce, cu bariera, cu poartă? Da, da, da. Trebuie să ne parcăm și până venim. Ne parcăm și până, da? Da. Mamă, câte camioane sunt... Da, unde vin parcă? Aici, unde... Du-te în spate. Unde? Stânga. Du-te acolo în spate. Undeva. Așa. Întoarceți, unde aveți posibilitatea. Aoleu, e plin de camioane, nu știu cum e de aici. Nu știu, zo.
parchezi lângă ăla acolo. Lângă ăla? Da, sau lângă la care vrei tu. Unde bine, bine, bine. Unde vrei tu, da. Da, da, acolo, că e umbră. Bate soarele și foarte cald. Uau, ce praf e. N-au asfaltat ăștia aici. Nu au avut bani să asfalteze. Nu. Ce praf se ridică. Da. Se ridică praful. Stai să dau chiar lângă el, că poate mai vin camioane. Da, dar nici aproape tare, nu. Să-l iau și mai în față. Așa, e bine. E perfect. Hai că mergi să vedem care-i treaba. Da. Să ții aparatul de tradus cu tine, da? Da, 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 iau aparatul. Ui. Gata, să vedem acum care-i treaba. Uite, da, acolo. Iau aparatul de tradus. Așa. Fugi. Fugi. Cu telefon. Hai că mă duc Ladri. Repede. Mă duc repede, da? Da, du-te. Bine ar fi să ne și bage, ce noroc pe noi, ce noroc am avea dacă ne-ar și băga la rampă. Uite cât ies aici și de prima Frio, TGM, Isabel Alonso. Deci merge la rampă. Da, hai că n-am stat mult. Rampa 1 sau 2? Da, care, o zis că depinde la care poți să o bagi. La care o nimerești? La care o nimerești. E bine că ne-o dat de ales. Da, 1 sau 2. Dacă ți se pare la rampa. Uite, mă, câte camioane sunt și ne-a băgat primii, mă, incredibil. Vezi dacă a fost gata marfa. Da. E bine. Mare noroc, să știi. Acum am văzut că a ieșit un camion și de asta cred că... Deci aici stângă e, da? Chiar aici, exact. Da, stânga? Da. Așa. Deci e mare firma asta. Barieri. Așa, trebuie să mergem în spate, gen. Da, 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 în spate acolo sunt rampele. Chiar că e mare. Da, e mare, mare. Și aici, tot drept? Da, tot înainte, tot înainte. Da, aici e o... Ne pierdem la ei în curte. E trambulină. Știu. Da, păi ne-a dat hartă. A, deci chiar ne-a dat. Da, ne-a dat hartă unde se merge, că e chiar mare. Aole. Da, deci așa mergem. Am luat curba, tot înainte, pe urmă iei stânga, deschid ușile și s-o bagi cu spatele la rampă. Păi era culmea să bag cu fața, nu? Cum era să vă bag cu fața? Păi ne-a zis că nu cumva să băgăm cu fața, știi? Uah. Chiar că sunt trambuline. Ok, are ce-o fi. Chiar acolo cred că unde scrie Isabel Alonso. Da, 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 că ăștia sunt parcați aici. Deci aici o iei stânga după camionul ăla, cred că. Păi de ce? Păi ca să poți băga cu spatele. Că e chiar aici și nu ai... N-ai cum. Păi și cum să o bag aici? Eu nu văd unde e rampa. Păi rampa e... mai încolo, stai puțin, stai. E chiar acolo. Da, nu ai cum. Da, da, stai. Stau. Cred că pe aici înainte și dai cu spatele. Da, uite, vine furgoneta. Da, stai să trag furgoneta. Dai spate să trag furgoneta. Păi are loc. Are? Da. Are. Trebuia să iei mai încolo puțin, ca să poți mai să virezi. Ca să nu iau acolo pe... ceva cu mine, ca și mine, cu camionul.
Dai că merge. Stai să vedem ce acolo. Dă-i în spate, dă-i în spate, dă-i în spate, dă-i în spate. Dă-i în spate că merge, da. Așa, așa, dă-i. Dă-i că merge, dă-i. Dă-i. Deci întorci acolo, baja rampa 1 sau 2, nu știu care e liberă. Și întorci aici undeva. Aia, niciuna nu-i liberă, stai! Niciuna nu-i liberă. Dar nu are nimica. Dai acolo în față și dai cu spatele aici, la birou. Ca să întorci. Dai că merge, dai. Dai că merge, dai. Perfect. Gata. Stop. E bine, când iese ăsta de la 1, o băgăm aici, da? Gata, e bine, gata. Mai strâmb aici, mai. Da, nu mă trebuie să întorcem acolo, dar era parcat ăla, nu puteam de el. Hai că deschidem ușile și băgăm la rampă. Ce răcoare e înăuntru. Ce răcoare e înăuntru, cum am pus pe 4 grade. Wow! Hai să vedem cum putem deschide. Da. La fix. Gata, dă-i față. Deci aici la 1. Hai că se pricepe. Știe acum să virezi. Uite.
suntem. Să vedem dincolo cum e. Dacă e bine, e ok, să vedem. A, îndreaptă-te, da, îndreaptă-te. A, așa. Da, încolo. Încărca, plecăm la drum. Închidem și plecăm la drum. Da. Uai, ce cald e afară. Ne-am încărcat foarte repede aici. Da, ne-am încărcat repede. Și plecăm să descărcăm. Uai, câte camioane vin. Full, full, full. Wow. M-am bun noroc că a fost gata marfa noastră. Da. Că ăștia trebuie să mai aștepte. Colegi. Păi și am un cap, trebuie să-l desfac. Am făcut duș acasă și n-am mai apucat să fac nimica cu el, că a trebuit să pornim. N-am știut la ce oră e încărcarea. Și a trebuit să pornim și am cap așa. Trebuie să-mi îl desfac. Aici la parte să vedem ce-i trebuie, dacă-i trebuie ceva. Nu cred, vedem, dar nu cred. Și să plecăm. Sau da, știu, să vedem. A, nu-i trebuie nimic, te-a deschis. Nici nu e nimeni înăuntru. Mamă, cu alergia asta, că vii tot în fundă nasul, băi, așa ceva incredibil. Aici e liber dreapta. Bine, perfect. Păi și atunci să pornim. Da, gata, plecăm la drum. Aole, ce frumos e afară, fii atent aici, răsăritul soarelui, iubi. Da, imediat. E portocaliu cerul, ce frumos și îmi place bine așa. Uite ce frumos, da. Ne schimbăm, mai am 20 de minute, am mai condus cu schimbul, ne-am mai rotit între noi. Mai are iubi fix 2 ore și 10. Și ajungem. Și ajungem la destinație. Deci cam asta e drepuța. Mamă, ce full e până pe ieșire, sparcați. Pe intrare, de fapt. Descărcăm și ne punem
noaptea, nu știu ce sunt astea, să vă arăt și vouă, să vedeți dacă știți voi ce sunt astea. Că noi nu știm. Nu știu cum le zici. Am tradus ce. Deci pe spaniolă scrie nispero. Da, nispero. Atâtea de acre îs. Ai. Că-ți face gura pungă. Uite acolo și colegul de Cabrera. Suntem pe el, îl ajungem. Nu mai avem mult. Prindem din urmă. Acum se face și zi. S-a lăsară soarele. Și eu cred că mă bag la Nani. Nu mai stau așa. Mă trezesc abia când ajungem. Da, pune-te. Da, mersi. Bună dimineața. M-am trezit și eu. Am dormit cam o oră și un pic. Avem 1,5 km și ajungem. Da? Da. Bravo. Da, am venit bine. N-am prins aglomerație. De-aia m-am trezit. Eu cam am auzit o sensul giratorii și n-am mai... Da, de astea sunt. Uite aici oamenii cum fac sport, se plimbă pe alee. Sperăm să ne descarce repede. Și să ne pune la pauză. Și să ne pune la pauzică. Și cald. Câte grade sunt? Acum sunt 18, dar... Se încălzește oricum. Dimineață, cât e ceasul? E 9:20. Bine. Unde este? Să vedem pe unde... Aici, asta trebuie să fie. Asta din stânga? Da, să vedem pe unde e intrarea. Aici, uite că... Hai, chiar aici. Aha, aici. Să mergi să întorci. Da. Chiar aici e intrarea. Am zis că să intrăm, să vedem ce ne zici de aici. Pe cineva aici? Da, e portar. Ce au zis? Să mă duc aici în dreapta și birourile undeva pe stânga, la clădire. Să parchez aici, undeva? Nu, le dă ce e aici. Parca... Așa, sunt și la pauză și aici. Ai, de capul meu. Aici stă mult și bine. Cred că aici stă mult și bine. Ai, de capul meu. Parcăm că n-avem unde. Trebuie să dăm afară. Aici cred că mai sunt locuri. Da. Cam aici aș vedea. Uite colegul de București.
astea sunt parcări mai largi, cred că nu știi? Nu trebuie să te apropii mult. Da. Șapte rândul când le vine. Deci să scrie pe panou, știi? Da. Da, mai ales așa prelețele. Stau, zic că unde trebuie să stai să iasă doi din rampă și apoi el urmează. Uite acolo sus. Da, da, unde? Sus, a, da, 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 monitorul. Noi mergem direct, cred că 113, 114, 115, așa-i? 600 de. Da. Partea cealaltă. Acolo poate nu iată nebuneală. Aici e puțin, da, nebuneală. Să vedem acum. Da. Ce mai fi și aici în spate? Actele le-ai lăsat acolo la birou? Da. Acolo vin după ele, dar ieșim afară mai bine, nu mai parcăm în loc. Ieșim afară și pervăvim după acte. Păi da. Aici pare mai liniște, aici e liniște. De plină. Ce rampă? 113, 114, 115. Nu există. De la 101 sare la 1. Păi mai du-te mai în față. De la 102 sare la 1. Ceva nu e în regulă. Adică să întreb, să vedem. Da, du-te și întreabă acolo dacă nu. Ce altă clădire? Deci sare de la clădirea asta la clădirea cealaltă. Da? Da. Acum am văzut. Începe aici, uite, 110, 111, 112. Da. Și ne avem mai încolo, 113, 14 sau 15, nu? Da. Perfect. E foarte mare Lidl-ul ăsta, nu știu. Da, 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 da. Are multe Are clădiri. Multe clădiri, da. Sunt mai multe clădiri. A, uite, mai este un coleg. O, oh, bag lângă colegul. Bago, unde nimerești? Da, mă, să deschid aici. Se pot deschide iar. Uite aici cu prelată cum e. Oh my god, oh my god. Hai de tras la prelată, hai de. Hai că mă, să deschid ușile. Deschide ușile că o dau eu. Da, nu, bine, hai de. Haide! Să vedem! Avem aici broccoli, salată.
Perfect! Gata! Oprim frigul! Mi doare capul. Gata, am terminat! Ura! Și suntem puțin rachetă. M-am terminat repede. Chiar repede, deci nici nu mă gândeam la câtă nebuneală îi. Dar aici e mai liniște, aici partea asta. Da. Aici e mai liniște, cu fructele. Putem aici să parcăm undeva și să mergi după acte, nu? Nu, că mergi, ne parcăm direct, că poate trebuie să stau. Da? Cred că da. Ok. Ne punem la pauză direct, nu? Da. Să vedem ce mai... Ce mai facem după? Unde mai plecăm? Într-o nouă cursă. Acolo bagă la rampă. Da. Bagă la rampă colegii. Ce camion mic. Da. Ce mic e. Ce mic e, da. E Scania, dar e modelul mai micuț. Uite, și ăsta la fel, e R410, cred că. Care? Astea mici. Ce a, sunt din astea, pe gaz. Da, ce mică, e cabina așa, nu știu. Da. Ciudat rău. E, G410, dar e pe gaz. E ce, e mai mic decât da, aerul. Da, mai mic decât aerul. Sunt ca de jucărie. Da. Merge să ne parcăm și pe urmă vin după acte. Că poate durează acolo la acte și să... Ia, să mai repede pauza. Da. Încăpem, vine un coleg. Da, cam așa, merge. Aici, la dreapta, să ne parcăm la umbră undeva, să vin după acte. Da. Să vedem, găsim umbră? Dacă găsim loc, nu umbră. O umbră vreau eu, nu loc. Dau geamul jos pentru că e murdar și nu se vede prin el. Da, trebuie șterse puțin. Vârte de covric. Fac mușchi. Dă-o-te până în spate la colegul. Da. Mă îndrept așa frumos. Da. Așa, perfect. Hai bine. Să putem și ieși, nu? Ce zici tu? Cred că da. Da. Dar poate vrea să mai bagi cineva, să mai parcheze cineva. Păi nu mai are loc. Nu mai are? Nu. No, atunci ce-i face. E bine. Pauză. Da. Îi dau și închidere program? Poți să-i dai închidere program. Loc, sfârșit. Spania, Catalunia. Mergem la băiță înăuntru și pe urmă... Da. Am terminat cursa, dragilor. Mă bucur mult de tot că a stat iar alături de noi. Vă pupic de nu vă vedeți. Și ne vedem data viitoare într-un nou vlog. Vă pupăm și o zi bună!